răbdare și de lungă răbdare, aduc bunătate și facere cu bine. Adu, Doamne, toate acestea. Și dacă îi vrea să dai și darul, dă și darul. Dar avem nevoie de roada ta, Doamne, de prezența ta. Când genunchi vin și îți cer, Doamne, milă, în dreptul unei generații care se numește generație de pocăiți, valea cu oase uscate, câteodată biserica, valea cu oase uscate, câteodată e familia, valea cu oase uscate, câteodată e sufletul nostru. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să miște, Doamne. Iartă, Doamne, eliberează, Doamne, în numele Sângelui lui Iisus Hristos. Și dacă există oameni legați de jocuri de noroc, în numele lui Iisus Hristos să fie eliberați, fie eliberați. Și dacă există oameni legați de curvie, în numele lui Iisus Hristos să fie eliberați. Și dacă există oameni legați de hoție, în numele lui Iisus să fie eliberați. Și dacă există oameni legați de minciună, în numele lui Iisus Hristos să fie eliberați. Și dacă există oameni legați de ură, în numele lui Iisus să fie eliberați. Rupe, Doamne, orice legătura satanei. Lasă ca sângele de la Golgota, Doamne, să elibereze de sub puterea oricărui păcat. Îți mulțumesc, Doamne. Mulțumesc, Doamne, că Tu cercetezi biserica Ta. Mulțumesc, Doamne, că Tu cercetezi copiii și tinerii biserici. Primește pocăința fiecare inimi, Te rugăm. Iartă păcatul care ne desparte de Tine. Învață-ne să Te urmăm, urând orice formă de nelegiuire. Dumnezeul gloriei, pune neprihănirea Ta în inima noastră și ajută-ne să Te urmăm cu credincioșie atunci când Te vei întoarce, Doamne, să ne alegi și pe noi. Domnul gloriei, nu vrem să rămânem pe pământ, vrem să moștenim împărăția împreună cu Tine. Ai milă de noi și ai milă de casele noastre. Ai milă de toți credincioșii care în seara asta se închină undeva pe fața pământului înaintea Ta. Dacă cineva are inima împărțită, Doamne, vindecă inima! Am căutat împlinirea sufletească în multe feluri și am ajuns din ce în ce mai gol. Te rog să mă ierți. Știu că sunt păcătos. Iartă-mă de toate păcatele mele. Cred că L-ai dat pe singurul Tău Fiu să moară pentru păcatele mele. Cred, Doamne Iisuse, că Ai înviat și că ești viu. Și Te rog, Doamne, să-mi dăruiești-mi o viață nouă. Eliberează-mă de tot ce este rău și murdar în viața mea. Și Te rog, Doamne Iisuse, să-mi dăruiești-mi viață veșnică. Intră în viața mea din momentul acesta. Și îți mulțumesc că singurul care îmi poate da fericire și îmi poate schimba viața ești Tu, Doamne Iisuse. Îți mulțumesc, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Amin. Fiule, iertate-ți sunt păcatele.